Binecuvântat fie Domnul. Este o seară a tineretului, chiar dacă tinerii nu prea au participat așa cum ar trebui la conferința supărare. Aș vrea ca mesajul cu care voi avea să se îndrepte către generația tânără, de aceea cer înțelepciune la Dumnezeu și puterea acest lucru. Și aș vrea ca și dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă ca mine, să ascultați, să implementăm principiile care vom învăța în această seară, în viața noastră, ca să avem o viață de biruință cu Dumnezeu. Pavel, în a doua scrisoare către Timotei, în capitolul 3, începe și spune în felul următor. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Nu vor fi vremuri grele din cauza că vor fi războaie mondiale. Nu vor fi vremuri grele din cauza că vor fi atacuri teroriste. Nu vor fi vremuri grele din cauza că vor fi boli, că vor fi căderi economice. Și el spune un punct, pune punctul pe partea spirituală. Și spune să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele din cauza oamenilor. Că oamenii au o problemă. O problemă spirituală. Și spune în felul următor. Că și oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Și continuă mai departe. Versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Nu au evlavie oamenii ăștia, au doar o formă. Se numesc creștini, dar nu sunt creștini. Creștini doar cu numele, evlavioși doar cu numele. Îi spune Pavel Timotei, tânărul Timotei, depărtează-te de oamenii aceștia. Nu sta cu ei, nu sta în anturajul lor, depărtează-te de ei. Versetul 14, de unde s-a citit în această seară. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Tu rămâi, tu fii diferit. Nu te compara cu oamenii din lume. Nu fii iubitor de sine. Nu fii iubitor de bani. Tu fii diferit, Timotei, spune Pavel cu alte cuvinte. Versetul 17. Că tu trebuie să fii un om al lui Dumnezeu, să fii desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună pentru Dumnezeu. Am vrea în această seară să vedem câteva caracteristici, câteva principii pe care tânărul lui Dumnezeu vrea să devină om al lui Dumnezeu. Dacă ca și tine vă doriți să deveniți om al lui Dumnezeu, desăvârșiți, destoinici pentru orice lucrare bună, folositor pentru împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să luăm aceste trei principii pe care Pavel le enumeră aici și să le implementăm în viața noastră. În primul rând, ca să fii un om al lui Dumnezeu, însoțește-te cu oameni de calitate. Fă-ți prieteni oameni de calitate, oameni înțelepți, oameni care să te îndrume spre Dumnezeu. Stai în anturajul lor. Iubește-i, prețuiește-i. Îi spune Pavel lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și pe care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Cum de cunoștea tânărul Timotei din pruncie Sfintele Scripturi? Pentru că acest tânăr a avut o mamă credincioasă și o bunică credincioasă. Spune 2 Timotei 1:5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit înainte în bunica ta lui și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. A învățat acest tânăr Sfintele Scripturi din casa lui. A crescut cu ele. A avut o mamă credincioasă și o bunică. Aveți părinți credincioși care v-au dus la binecuvântare. Aveți părinți credincioși care vă aduc în fiecare zi la biserică, fiecare duminică la biserică, vă aduc la repetiții, prețuiții, iubiții, respectați. Zice Sfânta Scriptură și Dumnezeu pune accentul foarte, foarte clar pe acest lucru. Să ne respectăm părinții. Până și în cele 10 porunci pune această poruncă de a ne respecta părinții, de a-i cinsti. Avem părinți care sunt credincioși, respectați. Asta trebuie să fie în primul rând. În al doilea rând, faceți-vă prieteni buni. Prieteni de valoare. Pavel era, deși era mult mai în vârstă decât Timotei, era un prieten pentru Timotei. Îi spune Pavel, știi de la cine le-ai învățat aceste lucruri și Sfintele Scripturi. În 2 Timotei 1:13 spune Pavel în felul următor. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la cine? De la mine, Pavel. Pentru că Timotei a putut să stea de vorbă cu Pavel și a învățat dreptarul învățăturilor sănătoase. În altă parte, 2 Timotei 2:2.
și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Tot așa lucru îi spune. De la mine ai învățat Sfintele Scripturi. Acum rămâi în El. Trăiește în El. De aceea, trebuie în primul rând să ne însoțim cu oameni de valoare. Oameni credincioși lui Dumnezeu, care să ne îndrepte viața către Dumnezeu. Exemple pentru noi. Cum a fost Pavel cu Timotei. În altă parte, vedem o altă prietenie extraordinară între David și Ionatan. În altă parte, vedem pe Samuel. Pe Samuel care a slujit la Eli, care a învățat de la Eli și a devenit unul cei mai buni profeți din Israel, pe care a avut Israel. Vedem atâtea alte exemple. Ne aducem aminte de ucenicii Domnului Iisus Hristos. Au stat 3 ani jumate cu Domnul Iisus Hristos și au învățat. Au iubit să învețe. Faceți-vă prieteni de calitate, de la care puteți să învățați. Există un principiu, un concept în psihologie și spune felul următor. Ești media a celor cei mai buni 5 prieteni ai tăi. Calculează-ți care sunt cei mai buni prieteni ai tăi. Cei mai buni 5 prieteni ai tăi. Și o să vezi că acolo o să te afli și tu printre ei. O să ai cam atâția bani cât au toți cei 5. O să ai cam atâta înțelepciune cât au toți cei 5. O să vorbești la fel ca și ei, aceeași vocabular. Există un proverb românesc. Cine se aseamănă, se adună. De aceea, faceți-vă prieteni de calitate. Ca să deveniți oameni de calitate, oameni înțelepți, oameni plini de prezența lui Dumnezeu, destoinici pentru orice lucrare bună. Nu trebuie să ne însoțim cu oamenii răi, să ne ferim de prietenire primejdioase ca și tine. S-a citit și mai înainte din Psalmul 1, care primul verset spune în felul următor. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se duce. Ferice de acel om, spune Biblia, care nu se însoțește cu cei răi, care nu ascultă la sfatul celor răi, care nu stă în anturajul lor, spune Biblia. Ferice de omul acesta. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dacă în anturajul vostru sunt oameni care sunt batjocoritori, care știu să facă mult mișto de alții, depărtați-vă de acest oameni. Nu sunt bun pentru viața voastră spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să avem o vorbire drasă cu sare, o vorbire din partea lui Dumnezeu, fără bagiocuri, fără multe miștouri. Depărtați-vă de oameni aceștia, căutați un anturaj bun, sănătos pentru creșterea voastră spirituală. Nu te ghida după mulțime. Vedeți dumneavoastră, suntem la școală, suntem la lucru, avem această tendință să facem ce face mulțime. Dacă este la mod, acum, în școală, o pereche de pantaloni, vrem să avem și noi. Nu zic că ar fi un lucru rău. Dacă vrem, vedem o bluză, o vrem să avem și noi. Deci e că toată lumea o are. Dar atunci când mulțimea face lucruri rele, nu te ghida după mulțime. Indiferent că sunt prieteni tăi, că sunt colegii tăi de clasă, nu te ghida după ei. Că de multe ori mulțimea merge rău. Noi trebuie să ne îndreptăm după Scripturi. Așa îi spune Pavel lui Timotei. Să aibă Sfintele Scripturi să se ghideze după ele, nu după mulțime. Mulțimea de foarte multe ori merge rău. Să atâtea exemple în Sfânta Scriptură. Haideți să ne gândim la Iosua și la Caleb. Poporul Israel era în momentul să treacă în țara promisă. Și Moise spune 12 oameni, îi scoade, îi trimitem să cerceteze țara. Să vedem cum e bogată, cine sunt oamenii care locuiesc țara, să luăm detalii, să luăm un raport. După câteva zile se întorc scoadele, 12 la număr. Vin cu raportul. Mulțimea, 10 dintre ei. 10 dintre ei spune felul următor. E țară bună, e adevărat, cu lapte și miere, dar acolo sunt uriași. Acolo sunt ziduri puternice, cetăți. N-are cum să-i învinge pe oamenii aceștia. Ne vor bate, ne vor omorâ pe toți. Mulțimea, vedeți ce vede? Uriașii. Mulțimea vede uriașii. Dar printre acești 12 oameni erau 2 oameni însuflețiți de un alt Duh, spune Sfânta Scriptură. Iosua și Caleb. Și spune, nu vă temeți. Sunt uriași. Dar nu-i problemă cu asta. Noi mâncăm de vică, Dumnezeu este cu noi, spune. Dar oamenii aceștia au văzut altceva. Nu s-au uitat spre uriași. Știți ce au văzut? Au văzut promisiunea lui Dumnezeu. Au văzut strugurii. Au cărat strugurii 2 oameni. Au văzut promisiunea lui Dumnezeu.
Vedeți diferența? Lumea va vedea totdeauna uriașul. Copiii lui Dumnezeu vor vedea totdeauna promisiunea lui Dumnezeu. Spuneți-le la copiii la școală, la prietenii voștri, că sunteți creștini. Spuneți-le că mergeți de două ori pe duminică la biserică. Mai veniți și vinerea la orchestră și sâmbătă la fanfară. Știți ce vă vor cataloga? Vor vedea uriașul din față, din viața voastră și vă zice, cum, atâtea să faci? Îți pierzi tinerețea. Vor vedea uriașii. Vă zice, dar cum, să-ți pierzi timpul să mergi la biserică? Să-ți pierzi timpul să te rogi? Să dai bani la biserică? Păi ea te fură. Îi vor vedea uriașii. Dar copilul lui Dumnezeu va vedea binecuvântările venirii la biserică. Copilul lui Dumnezeu va vedea promisiunea lui Dumnezeu. Că din acest pământ, de pe acest pământ, vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Noi asta vedem și în asta credem. Nu ne e frică să venim la biserică. Noi nu vedem uriaș, noi vedem binecuvântările. Amin? Atât de alte exemple. Și prietenul lui Daniel. Toată mulțimea Babilonului se închina în fața unei statui. Și au stat în picioare. Mulțimea de multe ori greșită, se închină greșit, merge greșit, umblă greșit. Voi fiți diferiți. Avem Sfânta Scriptură, ghidați-vă după ea. Un Duh diferit în noi. Duhul lui Dumnezeu trebuie să stea. Amin? Asta trebuie să facem în primul rând. Să avem un anturaj bun. Să ne însoțim cu oameni buni, oameni valoroși, oameni cu minte la cap, oameni cu înțelepciune, oameni cu Sfânta Scriptură în inimă, oameni cu o trăire frumoasă. În al doilea rând, dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu, destoinic pentru orice lucrare bună și desăvârșit, învață să fii statornic. Spune Pavel, tot în versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Nu te schimba. Odată ești creștin și fii la biserică, a doua azi mergi în club sau în altă parte. Tu fii statornic, îi spune Pavel. Tu rămâi. Ai învățat Sfintele Scripturi. Rămâi în ele. Asta trebuie să faci noi ca și tineri. Să rămânem statornici, constanți, hotărâți în decizia pe care am luat-o, perseverenți, neclintiți, neschimbați. Așa trebuie să fim noi. Amin? De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia, capitolul 56, cu versetul 1, spune astfel. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el. Care rămâne hotărât, statornic, neclintit. În ce lucru? Versetul 1. Să păzească ce este drept și să facă ce este bine. Asta trebuie să facă tânărul lui Dumnezeu. Să păzească ce este drept și să facă ce este bine. Ghidați-vă în alt duc, cu alte principii, ăștia suntem noi ca tineri al lui Dumnezeu, tineri creștini. Ar trebui să ne implementăm. Vedeți, venim la biserică și ascultăm zeci de predici, sute de predici. Ar trebui să ne implementăm principii biblice în viața noastră. Obiceiuri bune. Să le implementăm, să ne formăm obiceiuri bune după care să ne ghidăm viața. Obiceiurile bune sunt din Sfânta Scriptură. De aceea, din tinerețe, să ne facem obiceiuri bune și să ne implementăm principii bune în viața noastră, principiile creștine. Cum ar fi rugăciunea, venitul la biserică, slujirea lui Dumnezeu într-o formație a bisericii, predicarea, citirea Cuvântului Dumnezeu. Să ne facem un principiu, să zicem, îmi impun principiul acesta, ca să citesc un capitol pe zi din Biblie. E bun principiu. Dacă mi l-am făcut acest principiu, mă lupt să-l țin. Nu mă culc noaptea până am citit capitolul ăsta. Vreau să mă rog înainte lui Dumnezeu 10 minute pe zi lui Dumnezeu. Nu mă culc până nu am rugat 10 minute pe zi lui Dumnezeu. Acesta este un principiu bun. După ce l-am implementat, trebuie să-l ținem, să ne luptăm pentru el și să ne onorăm acest principiu. L-am implementat și îl țin după 10 ani la fel același principiu. Sau poate urc. Nu un capitol, ajung la 3-4 capitole pe zi. Dar trebuie să onorăm principiile noastre. Spunea fratele Liviu, despre un om cu principii, Daniel.
a fost tânăr. Israel a fost cucerit de babilonieni. Au prins câțiva tineri și au avut tineri care erau deștepți, tineri înțelepți. I-a dus la casa împăratului, a vrut să-i facă slujitori acolo, să învețe limba haldeilor, să-i facă slujitori acolo. Spunea tatăl Liviu că a vrut să le dea de mâncare. Mâncarea împăratului, mâncare bună. Dar pentru ei nu era bună. De ce? Că se lea în cartea lui Moise. Era mâncare necurată pentru evrei. Și i-a ridicat Daniel în picioare. Un om cu coloană vertebrală și a zis, știi ce? Ne avem principiile noastre. Te rog frumos, nu ne da să mâncăm mâncarea împăratului. Nu ne da, nu ne sili să mâncăm această mâncare. Pentru că nu vreau să ne spucăm noi ca evrei cu mâncările împăratului. Dă-ne, te rog, zarzavatul. Și vei vedea că totul va fi bine. Și așa a făcut. Dregătorul le-a dat zarzavatul. Și Dumnezeu, văzând că acest tânăr și acești tineri care mai erau cu el, onorează acest principiu de a nu se spurca cu mâncăruri necurate. Dumnezeu face această minune și acești tineri, mâncând zarzavatul, arătau mai bine ca ceilalți. De ce? Că au acceptat să aibă principiul acesta și să-l onoreze. Tot despre Daniel, citim mai departe, a ajuns mare la casa împăratului. Un om cu vază, un om înțelept. Și ceilalți din jur, văzând că este prieten așa cu împăratul, s-au băgat între asta, în relația lor. Și hai să facem noi o șire treme, hai să facem noi ceva. Cum să scăpăm de Daniel? Că este un om extraordinar. Cum să scăpăm de el? Ce să-i găsim rău? Și n-au avut ce să-i găsească rău. Dar au văzut un obicei la el. Au văzut un principiu al lui. Se ruga de 3 ori pe zi. Și a zis, gata, întindem o cursă. S-a dus la împărat. Și a zis, împărate, timp de un număr de zile, haide să facem o lege. Toți locuitorii să se închine numai ție. N-au voie să închine lui Dumnezeu, nici unui idol, nimănui, numai ție. Și împăratul a ștampilat legea, a dat-o, dar el cu siguranță știa de această lege. Știa că dacă o va încălca, va ajunge în groapa cu lei. Știa că va ajunge în fața leilor și în groapă. Știa lucrul acesta. Dar el a avut principiul acesta de a se ruga. Un principiu de tânăr fiind implementat. Și a zis, pe mine nu interesează de lei. Nu mă interesează de groapă. Pe mine mă interesează de Dumnezeul meu. Și am principiul acesta și îl onorez. S-a dus ca de obicei, menționează Biblia, ca de obicei, ca și înainte. A îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, cu fața spre Ierusalim și s-a rugat. Și nu l-a interesat că ceilalți ascultau rugăciunea lui. Și nu l-a interesat ce spun ceilalți. Și a ajuns în groapa cu lei. Dar Dumnezeu, din altul cerului, a văzut pe omul acesta care își onorează principiile și a coborât în groapa cu lei. Și a închis gura leilor. Și a fost cu Daniel acolo. Și împăratul a zis, Daniele, te-a salvat Dumnezeul tău care te încrezi în el? Te-a salvat? A putut să te salveze? Și Daniel din groapa cu lei a zis, da, împărate, sunt viu pentru că Dumnezeu mi-a închis gura leilor. Înaintea lui Dumnezeu acesta mă închin eu și în el mă încred. Și pentru aceasta am trece înaintea lui. Vedeți acest principiu? Un om care își onorează principiile? Fiți tineri cu principii și onorați-le. Feriți-vă de anturajele rele. Îi spune Sfânta Scriptură să nu ne luăm după obiceiurile lumii acestei. În Leviticul, capitolul 20, versetul 23. Spune Dumnezeu astfel poporului său, să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi izbuni dinaintea voastră. Acolo unde veți sta voi, vor fi neamuri care au obiceiurile lor. Voi nu trăiți după ele, nu le ascultați și nu le implementați în viața voastră. Depărtați-vă! La fel și voi în societatea aceasta și eu, în societatea aceasta trăim cu oameni care au principii diferite de ale Bibliei, diferite. Nu trăiți după ele, nu vă luați după ele. Trăiți cu principiile creștine, cu principiile Bibliei, principiile creștine. Și nu numai odată îi anunță Dumnezeu și le spune acest lucru. De mai multe ori în Vechiul Testament spune, nu trăiți după obiceiurile neamurilor. V-am dat obiceiurile mele după care trebuie să vă trăiți viața. Împliniți-le. Nu vă uitați în lume. Nu vă uitați în lume, că nu este bine. Care sunt aceste obiceiuri? Hai să dăm câteva exemple. Roman 13 cu 13. Apostol Pavel spune astfel romanilor. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții. Nu în curvii și în fapte de rușine. Nu în certuri și în pismă.
Spune, voi nu trăiți așa. Voi trăiți ca în timpul zilei, trăiți frumos. Faceți fapte bune, trăiți frumos. Nu în curvii, nu în chefuri, nu în beții, nu în fapte de rușine, nu în certuri. Evitați-le, spune Apostolul Pavel. La fel și noi. Haideți să ne îndepărtăm. Aveți prieteni în anturajul vostru care fac aceste lucruri? Voi nu le faceți. Nu vă lăsați influențați. Fiți influențabili. Fiți oameni care influențează, mă scuzați. Nu vă lăsați influențați de lucrurile lumii acesteia. Fiți oameni de caracter, oameni cu coloană vertebrală, oameni în care locuiește Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Amin? Amin. În al treilea rând, vrem să fim un om al lui Dumnezeu, un om desăvârșit, destoinic pentru orice lucrare bună, fi un om al credinței. Crede în Iisus Hristos. Îi spune Pavel în versetul 15 lui Timotei. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Credința mântuitoare este numai în Iisus Hristos. Indiferent ce vă pot spune la școală, la cursul de filozofie, credeți lucrul acesta în numele lui Iisus Hristos este mântuire. După ce mă iau, după atâtea alte versete sunt în Biblie, dau doar un exemplu. Fapte 10:42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim rodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin numele Lui, iertarea păcatelor. În numele cui? Lui Iisus Hristos. Nu scrie aici nici Mohamed, nici Confucius, nici Buddha, nici altul. În numele lui Iisus Hristos. Iertarea păcatelor este în numele lui Iisus Hristos. Amin? Spunea filozoful român Petru Țuția. Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Nu asta vă învață la școală? În cursul de filozofie și în cursul de știință? Că venim de nicăieri? Că nu știm ce căutăm aici și ne îndreptăm spre nicăieri? Acestea sunt animale raționale. Așa cum se numesc. Animale raționale. Omul lui Dumnezeu trăiește diferit, căci are credință în El. Vede diferit. Căci credința îți deschide o perspectivă pe care n-ai fi putut-o să vezi cu ochii tăi. Noi nu venim de nicăieri. Că avem credință în Dumnezeu care ne-a creat cu propriile sale mâini și ne-a suflat suflare de viață. Noi nu ne îndreptăm spre nicăieri. Noi ne îndreptăm spre Împărăția lui Dumnezeu în care Iisus Hristos este Domn și Mântuitor. Noi nu suntem oameni fără scop în lumea aceasta. Noi avem un scop trasat de Dumnezeu. Vedeți care este diferența între ei și noi? Oamenii fără credință și omul cu credință, care o altă perspectivă, vede lucrurile diferit. Acesta este omul lui Dumnezeu, plin de credință. O nădejde, o viață. Are viață în el. Ce este credința? Să ne dea și dimineață. Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Lucrurile care nu se văd cu ochii liberi. Oamenii nu le pot vedea lucrurile acestea. Dar omul care are credință le vede și le trăiește. Ar trebui să avem o credință practică. Nu numai una teoretică. Practică. Vedeți dumneavoastră? A fost acea femeie care avea o scurgere de sânge, o boală care 12 ani a suferit de această boală. Și-a cheltuit averea ei, și-a cheltuit banii, resursele ei, s-a dus la doctori ca să capete vindecare. Și n-a căpătat nimic. A auzit că prin orașul ei trece Mântuitorul, trece Domnul Iisus Hristos, Învățătorul. Și a zis, dacă mă voi atinge de El, voi fi vindecat. Și nu numai că a zis la nivelul minții s-a fi gândit ea, ea a și acționat. Că una e să mă gândesc și alta e să acționez. Credința practică, adevărată, acționează. S-a dus printre mulțime, s-a băgat pe acolo, i-a împins probabil pe cei care erau acolo și s-a atins de Domnul Iisus Hristos și a fost vindecată. Pentru că asta trebuie să facem și noi, să acționăm. Îl vedem pe omul lui Dumnezeu, pe Avram, omul credinței.
tatăl credincioșilor. Dumnezeu îi face o promisiune și zice: Avrame, ieși din neamul tău, ieși din familia ta, din țara ta, du-te când vă dau eu o țară și te voi mulți. Omul acesta nu a avut nici GPS, nici hartă, nici nu știa Dumnezeu unde trimite. Și totuși a avut acest curaj să sară înainte cu Dumnezeu și să trăiască viața cu Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Dumnezeu îl încearcă pe Avram și zice: Avrame, ai doi fii, iar pe fiul pe care îl iubești, iar pe Isaac, și du-mi pe muntele Moria ca jertfă. Fără să stea prea mult pe gânduri. Și la fiul a luat lemnele, a luat focul și s-a dus pe munte. Urcând pe munte, fiul său îl întreabă: Tată, am fost atâtea ori și am văzut cum este jertfa. Avem focul, avem lemnele. Dar unde este mielul? Și omul acesta, Avram, plin de credință, spune felul următor: Dumnezeu va purta de grijă. Acesta este omul credinței, care se încrede în Dumnezeu în cele mai grele situații, știind că Dumnezeu va purta de grijă. Amin? Amin. Psalmul 125, cu versetul 1, spune astfel: Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină și stă întărit pe vecie. Cei ce se încred în Dumnezeu sunt ca un munte, ca o stâncă care nu se clatină. Pot să vină vânturi, pot să vină furtuni, el nu se clatină. Pentru că stă în Dumnezeu, bine ancorat. Fiți tineri puternici, tineri cu credință în Dumnezeu, în Mântuitorul nostru. Predați-vă viața mâna Domnului. Credeți în el că el vă poate ierta păcatele. Trăiți o viață de acțiune în credință. Fiți oameni ai acțiunii. Într-o zi a venit un om la ucenici, un lunatic. Un om care era îndrăcit. Și a zis: Vindecați-mă! Vindecați-mă! Diavolul își bate joc de mine! Vindecați-mă! Ucenicii au încercat, probabil s-au fi rugat pentru el. N-au putut să facă nimic. S-a dus Domnul Iisus Hristos și l-a vindecat pe acest om. Apoi, în particular, ucenicii s-a dus la Domnul Iisus și a zis: Doamne, noi de ce n-am putut să facem? Nu ne-ai dat și nouă putere să facem? De ce n-am putut să îl vindecăm pe omul ăsta? Iar Domnul Iisus Hristos, în Matei 17:20, spune în felul următor: Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntele acesta: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Vedeți care este secretul care spune Domnul Iisus Hristos? Ați spune muntelui, ați rosti, ați acționa. Nu numai zicem noi, avem credința la nivelul minții, nu. Deci ați spune, ați vorbi cu muntele. Și el s-a luat de aici și s-a mutat. Asta s-a întâmplat. Pentru că există o acțiune din partea noastră. Da, există credința la nivelul minții, dar apoi trebuie să fie o acțiune văzută în fapte. Fiți tineri ai credinței, dar se vadă în faptele voastre. În trăirea voastră de zi cu zi. Trăiți viața cu putere în Dumnezeu. Spunea Spurgeon în felul următor, că există două tipuri de bătălii. Bătălia la geam în gură și bătălia la mare. Dacă vreți să aveți biruință cu Dumnezeu, duceți bătălia la geam în gură, acolo unde nu puteți să atingeți cu picioarele voastre mare. Acolo unde nisipul este departe de voi. Acolo este lupta credinței în care Dumnezeu intervine pentru voi. Dar dacă vă duce luptele slabe, cu apa până la genunchi, în care veți sta voi cu picioare și vă veți încrede puterile voastre, veți pierde, veți fi înfrânți, duceți lupta împreună cu Dumnezeu și vă va da biruința. Vreți să fiți tineri desăvârșiți, oameni al lui Dumnezeu, oameni destoinici pentru acea lucrare bună? Însoțiți-vă cu oameni de caracter, oameni valoroși. Creați-vă principii și obiceiuri bune, un anturaj bun și principii bune. Luptați pentru principiile voastre și fiți oameni ai credinței. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Amin. Mesajul din seara aceasta se îndreptă pe tine și sfatul central al Apostolului Pavel era acesta. Tinerii să rămână la lucrurile pe care le-au privit,
de la părinții lor și care izvorăsc din Scriptură. Vă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți tinerii bisericii și să-i ajute în probleme ca aceasta să rămână la ceea ce este scris. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și vă împărtășesc din seara aceasta să un timp o rugăciune în care să ne încredințăm de mai departe în mâna bună a Domnului. Ne rugăm împreună.